Salutări tuturor, bine v-am găsit la GSP Live. Cupa României va merge în semifinale cu multe echipe din play-out. După ce aseară Polia și-a eliminat-o pe Universitatea Craiova după un 3-2 cu peripeții, după ce într-un meci în care Polia și-a condus cu 2-0, Craiova a egalat, însă Iași a câștigat. Sepsis s-a calificat la pas, învingând pe Petrolul cu 1-0 și în momentul ăsta avem în semifinale trei echipe din play-out, Dinamo, Poliaș și Sepsis. S-ar putea alătura și Hermannstadt dacă o învinge pe FCSB în ultimul sfert de finală, programat în această seară la ora 20. Vom discuta în această dimineață despre meciurile de Cupa României, vom discuta și despre întoarcerea campionatului în weekendul care vine. De asemenea, vom discuta despre povestea asta care a izbucnit ieri, și anume... Bălgrădean, portarul celor de la FCSB, semnează deja un precontract cu CFR Cluj pentru a merge acolo gratis la vară, după ce Arlauskis va pleca de la CFR Cluj. Asta este o chestie iminentă, plecarea lui Arlauskis în țările arabe. Bălgrădean merge la CFR Cluj, însă cei de la FCSB nu știau acest lucru. Bălgrădean a negociat în secret cu CFR Cluj. Putea să o facă pentru că era în ultimele 6 luni de contract, însă George Becali acuză că jucătorul nu a anunțat pe nimeni, a făcut chestia asta în secret. Anunță chiar că ar putea să-l dea în judecată pe Bălgrădean pentru că a subminat interesele celor de la FCSB, deși George Becali a făcut de multe ori aceste lucruri, ba chiar unele mult mai evidente decât această poveste, și anume un jucător să vină în ultimele 6 luni de contract și să semneze cu o altă echipă. Lucru permis de regulamente. Vom discuta în această dimineață și despre acest caz. Vom mai discuta un pic și despre antrenorul X, antrenorul indicat de George Becali în discuțiile cu apropiații săi, că ar fi cel care a cerut 200.000 de euro pentru a facilita o victorie a FCSB la Iași în 2018, cu 2 etape înainte de finalul campionatului. Însă în dimineața asta discutăm mai mult despre viața și cariera unui fost internațional român, un tip care a pornit ca atacant, a trecut fundaș, Cosmin Bărcăuan, om cu 3 campionate câștigate în Ucraina, 1 în România. Bună dimineața! Bună dimineața! Ce faci? Noi ne-am văzut acum câteva zile la altă televiziune, zici că noi suntem televiziune. Da. Ne-am văzut în altă parte, dar pentru cei care se uită acum și nu te-au mai văzut de multă vreme, ce faci tu? Cum ești? Era la Voluntari ultima dată. Da, încă sunt sub contract cu FC Voluntari. Da. Mă ocup de Academie, sigur, încerc să-mi găsesc o echipă undeva să antrenez. Adică să fac pasul către Liga 2, către Liga 1. Viitor apropiat, să vedem. Sunt ceva discuții? Ai ceva... Discuții, e greu să ai discuții în momentul de față. Astea vine neașteptat. Nu poți să spui că... De-abia început, totuși, dar, sezonul ăsta de primăvară. Și nu numai în România. Prin Grecia, prin Cipru. Cipru. Vedem unde se va oferi prima șansă sau primul transfer. Ești de principiul ăsta, domnule, nu iau o echipă în mijlocul sezonului, aș vrea să iau o echipă înainte de o perioadă de pregătire, să pot să o duc eu unde vreau, să o pregătesc, să o antrenez? Sau ai accepta, dacă peste 2 săptămâni vine un club care dă antrenorul afară și îți propune, vino la noi? În momentul de față aș pleca, da. Indiferent. Ai accepta? Aș accepta, vrea să fac pasul către fotbalul profesionist. Indiferent, acum nu pot să spun de indiferent, o echipă care... Da, ok. Adică o echipă care are o infrastructură bună, o mentalitate curată, adică vrem să facem performanță, condiții să fie cât de cât ok. Dai seama, pentru că vreau să fac pasul, de asta mi-am făcut licența pro, vreau să fac pasul către fotbalul profesionist. O întrebare care poate pentru tine ar putea suna incomod, însă te întreb franc așa, așteptai să ți se acorde o șansă la prima echipă la Voluntari? De asta ai fost la echipa a doua? Acum, dacă... după schimbarea lui Bergodi, adică te-ai fi așteptat să fii și tu luat serios în calcul, să rămâi? Eram, bineînțeles că a fost la un moment dat discuții să preiau prima echipă, uh-huh. Îți mai aduce aminte, în urmă cu un an de zile, cu Oprița, înainte să fie numit. Da. Au fost niște discuții. Eu eram la Voluntari, eram chiar la echipa a doua. Da. Dai seama că... Erai soluție internă, o soluție la îndemână pentru club.
cunoșteam foarte bine echipa, dar uite, mă bucur că totuși a venit Teja și a reușit să scoată echipa de acolo, pentru că cu Bărcăuan, cu Teja, fără Bărcăuan, indiferent, important pentru FC Voluntari a fost să scoată echipa de acolo. Și uite că a reușit. Da, un lucru, e un început foarte bun pe care Teja l-a avut și la Iași, însă partea a doua mandatului lui la Iași n-a mai fost atât de fericită, adică trebuie așteptat totul. Sigur, eram în curtea și sunt în curtea celor de la FC Voluntari, deocamdată, dar ți-am zis, încerc să-mi găsesc și eu o echipă, să pot să dau fotbalul lui ce mi s-a dat, ce am luat de atâta timp. Bine. Ce ți-a luat fotbalul atâta timp? Pentru că sunt multe lucruri și pe care ți le-a luat fotbalul, nu doar ți-a dat fotbalul. Da, dar... Da, o să discutăm. De obicei văd doar partea bună. Tu? Eu. Ok. Cum ai văzut meciul de aseară? Ai văzut care e partea bună din meciul de aseară? Craiova, da. Fosta ta echipă. Da. Sau e fosta ta echipă asta? Pentru că sunt mulți în Craiova care nu o consideră fosta ta echipă, această echipă. Nu consider echipa, fosta mea echipă. O consider Craiova. Fosta ta echipă, da. Am văzut meciul, a fost un meci, două reprize diferite, una, prima repriză al Iașului, 2-0, a doua repriză a Craiovei. Sigur, mă așteptam la un meci și la reacția Iașului, așa cum au început meciul, foarte hotărât, am scris la pauză 2-0. Sigur, după aia am văzut o Craiova care a venit să-și vândă foarte scump pielea la Iași, a revenit în meci și în fotbal greșeala așteaptă. A reușit Iași o calificare. Citeam un articol ieri, cineva spunea de o finală pe la Craiova între FC Dinamo și Steaua. Așa. Înțelegi? Da. Și dai seama că nu e... Pentru, nu e o finală plăcută pentru Olteni, nu? N-ar fi. Dar e o finală totuși interesantă. Să vedem dacă se califică FCSB. Vedem, bineînțeles. Uite, la cum merg lucrurile până acum, mai degrabă s-ar duce Hermannstadt decât FCSB. De ce? De ce? E o cupă de play-out în momentul ăsta. Ok, dar să știi că un meci niciodată nu seamănă cu celălalt. Sigur, valoarea FCSB-ului o știm, jucători, buget și mai departe. Dar se joacă pe un teren de fotbal și niciodată nu poți să știi ce se poate întâmpla. Întrebarea este, ți-a dat senzația Craiova că e mai preocupată în sezonul ăsta de titlul ăsta după care aleargă de câțiva ani decât de cupa? Adică ți se pare că echipa asta poate mai degrabă să fi scăpat de o povară, cupa, în momentul ăsta, concentrându-se foarte tare pe campionat, îndreptând toată energia către campionat? Au ajuns într-un punct... jucând în sferturi în care nu poți să spui nu ne mai interesează. Adică e un pas foarte aproape să ajungem în finală. Și dai seama că se juca la Craiova, finala, nu cred că nu se gândeau la... Da, era o oportunitate fantastică. Oportunitate așa fantastică. E, da. Ești la un pas. Asta poți să spui înainte. Nu ne interesează cupa, ne interesează campionatul, dar au ajuns la un pas. E păcat. Da. Dacă m-ajuns până aici, hai să... Hai să zic că bine, au avut și niște lipsuri în echipă Craiova. Care crezi tu că pot fi implicațiile meciului ăsta de aseară? Că aparent lumea zice, ok, a fost o eliminare a Craiovei, crezi că va avea vreo implicație în următoarele luni, în Liga 1, de exemplu? Faptul că s-a eliberat de povestea asta, s-a eliberat. Tu spui că nu s-a eliberat. Dar faptul că a scăpat de meciurile din semifinale... Bine, eu cred că bineînțeles, Craiova acum se va gândi 100% pe meciurile din campionat, dar îți spun, ca idee, nu cred eu, în momentul de înaintea meciului de aseară, nu se punea presiunea și nu se dorea câștigarea meciului 100% la nivel de staff și jucători. Toată lumea vrea să câștige meciul de aseară. Din păcate, fotbalul, ai văzut, se joacă până minutul 90 și... Ai încredere în forțele lui Papura în sezonul ăsta? Am încredere și în... Îl cunoști? Îl cunosc, fost... l-am avut, am fost colegi o perioadă la Craiova. Sigur, nu-l cunosc ca antrenor. Da. Îl cunosc ca jucător. Nu pot să mă pronunț asupra unui antrenor pe care nu l-am văzut lucrând sau nu am lucrat cu el. Sau, nu pot să...
Acum în România toată lumea vorbește de antrenori, își dau cu păreri de antrenori, fără să-l vadă la lucru, fără să aibă... Păi, deci cum poți să afirm că nu este? Da. Da. Păi așa am auzit. Nu mai e, nu e în regulă. Eu am încredere în el, am încredere în echipă, la fel cum am în toți antrenorii care sunt în Liga 1, în Liga 2, pentru că n-am lucrat, toți sunt prieteni. Îți dai seama, da. E generația mea la, și în Liga 2, o grămadă de antrenori, în Liga 1, nu pot să spun despre un antrenor că am încredere sau nu am, pentru că n-am lucrat, nu știu. Și dacă îmi spune un jucător, a, nu era. Da. Până la urmă asta nu, mie nu spune nimic. Un antrenor este calificativul lui de bun sau mai puțin bun, sunt rezultatele. Uh-huh. Deocamdată, după rezultate, după plecarea lui Pițurcă, sunt rezultate. Sunt rezultate. Asta nu înseamnă că Pițurcă nu este antrenor. Da. Sau rezultatele domnului Pițurcă nu a demonstrat. Pentru că, până la urmă, hai să vedem, eu categorizez un antrenor după statistici. Hai mă să vedem ce a făcut, unde este. Adică nu poți să cataloghezi un antrenor că e bun sau rău după un meci sau după... Toată lumea vorbește acum de antrenori, vorbește despre fotbal. Este incredibil. De ce? E foarte bine că se vorbește atât despre antrenori. Nu e bine că se vorbește atât de mult despre... Ești un pic... Te simt că nu ești foarte încântat de atenția asta acordată asupra... acordată antrenorilor în ultima perioadă. Mă deranjează de felul cum, bineînțeles, îți dai seama că sunt cu antrenorii, pentru că sunt și o parte de ei, dar prea suntem tăvăliți așa, bacă nu suntem implicați, bacă nu facem faza defensivă, fel și fel, adică prea mult. Știu, dar crezi că poate contribui la chestia asta și faptul că există o imagine creată poate de povestea asta cu FCSB, de prea mult scris și prea mult vorbit în cazul FCSB, că antrenorii sunt doar un accesoriu pentru finanțator. Crezi că asta dăunează breslei ăsteia antrenorilor? Sigur, adică nu. Crezi că e o poveste de imagine care poate porni de aici? Nu, antrenorul în România trebuie să asculte, să fie... Cum era păi, statuile alea în Japonia? Mâinile la ochi, la gură și la urechi. Da, vezi, un antrenor cu niște principii și un antrenor cu... E mai greu să pună mâna la ochi și la gură. Adică totul se rezumă la un dialog. Ți-am mai spus și în ultima dată când ne-am întâlnit. Trebuie să existe un dialog între antrenor și președinte și conducător. Da. E imposibil ca un președinte de club să nu stea cu antrenorul de vorbă. Ce se întâmplă? Cum e echipa? Cu cine ai în să joci sâmbătă? Trebuie să ai un dialog cu el. Sigur, opinia lui, și am mai spus și data trecută, dacă este constructivă și te ajută, pot să spun, măi, eu cred că ar fi mai bine, ce crezi că dacă am jucat cu X pe partea dreaptă, da. Nu ne-ar ajuta mai mult în... Adică sunt da, dar asta dacă s-ar întâmpla lucrurile așa, dar dacă se întâmplă, băi, eu vreau pe ăla. Vrei să că spun... noi nu știm exact cum se întâmplă, dar din relatările antrenorilor, lucrurile nu sunt chiar atât de cum ți le imaginezi tu. Adică nu sunt atât de... discuțiile nu sunt atât de deschise. Băi, uite, hai să facem așa, ce zici de așa. Înțeleg că sunt un pic mai autoritare. Ok, nu sunt, bă, dacă nu-l bași pe ăla, te-am dat afară, dar... Substratul mesajului finanțatorului e mai clar bine, decât... Bine, eu acum nu vorbesc de știu, de FCSB sau de Steaua, că mi-ai pomenit, da. vorbesc în general. Văd antrenori dați afară după 2 săptămâni. L-am văzut, s-a întâmplat cu Claudiu anul trecut, dacă îți mai aduce aminte. Da. Cum a fost aia? Privind-o ca antrenor, ca și colega lui... Numai ca antrenor. Eu știu ce a făcut Claudiu pentru Dinamo. Adică știu sufletul care l-a pus Claudiu pentru Dinamo. Adică nu merita Claudiu o tratație de... Și îți dai seama că n-a fost în regulă. Dar asta e viața. Și asta e meseria pe care vrei și să o faci. Și culmea asta e meseria care vrei să o faci. Păi de ce dorești atât de tare să o faci? Dacă eram instalator când eram copil și stăteam 20 de ani în branșa, sigur mă făceam un instalator astăzi. Da. Cunosc fotbalul, am rămas... Da, uite, ai o pensiune în Grecia, poți să te faci hotelier, poți să te dezvolți. Cred că ești mai liniștit totuși acolo. Bineînțeles, bineînțeles. Păi și atunci? De ce cauți nebunia? Pentru că, cred eu, cunosc și experiența care am luat-o ca jucător și ceea ce mi-a oferit fotbalul în decursul anilor, niciodată nu o să-mi ofer un hotel. Niciodată.
nu e ceea ce vreau eu. Asta știu să fac cel mai bine. Și nu pot să... Ce să fac, să stau la plajă? E frumos, ok. Stau în Grecia, la șezlong, e frumos. Vezi că se uită lumea la tine. Dar nu e nicio problemă. Poate că unii zic, iau ce zice. Da, uite ce zice Bărcoan. Bărcoană... Cum să nu stai la plajă? Nu vreau să stau. Nu sunt om. Am 40 de ani, 41 de ani. Nu vreau să stau încă. Vreau să antrenez. Îmi place să antrenez. Îmi place să fiu adrenalina ce-ți oferă fotbal. Crezi că sistemul te va absorbi? Adică vei reuși să te integrezi? Pentru că pare în momentul ăsta că în România există o castă antrenorilor. Se schimbă aceiași antrenori. De acolo, acolo, pleacă acolo X, îl dă afară pe X, X se duce la Y. Y dă afară pe Z, da, am Z observat, se duce la W. W îl dă afară am observat, am și observat. Se plimbă așa. Ai observat și tu asta. Am observat treaba asta. Am observat. Sigur, este un sistem al antrenorilor, dar cineva... Da. Tot îmi va da și mie o șansă. Să vedem ce știe și băiatul ăsta. Adică... Da. Am făcut prea, cum să spun, niște sacrificii mari să ajung. Să-mi iau licența pro. Eram în Grecia. În fiecare 20 de zile trebuia să vin Salonic, București. Da. Am făcut niște sacrificii și dacă nu va fi în România, nicio problemă. Va fi în altă parte. Cineva tot, undeva tot voi. Pentru că trebuie să am și eu o șansă. E imposibil. Ce pune pe masă antrenorul Bărcăuan? Trei chestii pe care le aduce antrenorul Bărcăuan pe masa unui club care l-ar vrea. Deci, în primul rând, disciplină. Ești un fel de... Cine era? Ce antrenor așa autoritar? Toți antrenorii am avut autoritar. Toți. Și Andone era autoritar? Aole. Da. Toți antrenorii mei au fost... autoritare, a fost disciplină. Păi fără disciplină nu poți să faci treaba. Ok, deci interesant. Primul lucru, disciplină. Așa. Deci disciplină, sigur, implicare 100%. Ok. Și bineînțeles, hai să spun, nu vreau să arunc vorbe... Vezi că asta se înregistrează. Știu eu, nu vreau să... Cu 100% va oferi ceea ce se cere la o echipă de fotbal în momentul în momentul numirii, să spun da. Așa. Vom vedea. Ești optimist în privința șansei care urmează să vină sau văzând că se plimbă antrenorii, se plimbă... Încă o dată, repet, nu neapărat trebuie să fie în România. În România. Da, nu mă gândesc neapărat, afară, dar încă nu am vorbit cu nici cu agenți, că am văzut acum că asta e moda, trebuie să ai un agent. N-ai agent? Nu. Nu am pe nimeni. Poate că asta să fie și o chestie care te trage. Da, am vorbit cu mai mulți, știi care, am vorbit cu mulți impresari, toată să vă, băi, Cosmine, n-ai CV. N-ai un CV puternic. N-ai un CV puternic. Păi am zis, domnilor, mi-am luat licența pro în 2018. Unde să antrenez? Pentru că nu pot să antrenez. Eu n-am vrut să antrenez pe o altă licență al cuiva. N-am vrut să antrenez să-mi fac licența. Dacă pot să-mi iau licența, înseamnă că pot să și antrenez. Da, dar vezi că asta, asta înseamnă că ai pierdut deja câțiva ani, care în România se câștigă exact cum ai zis tu. Domnule, iau licența, antrenez pe licența al cuiva. Tertipul ăsta se practică în România? Da, ok. Și sunt antrenori care au câștigat câțiva ani, așa. Eu personal nu am vrut. Pentru că n-am vrut... mi-am făcut o carieră, mi-am făcut un nume ca fotbalist. Nu am vrut să mi-l distrug și nu vreau să mi-l distrug ca fotbalist. Și atunci am început din Grecia, în 2010, am luat toate categoriile de vârstă, ușor-ușor, a antrena. Am început de la copii, ușor-ușor, am început de la Liga 5, de la Liga 4. Adică am vrut să văd dacă într-adevăr pot să fiu antrenor. Am capacitate de a antrena. Și ușor-ușor am ajuns în 2017 și am zis, îi spuneam soției, zic că cred că sunt pregătit să fac pasul către fotbalul profesionist, adică trebuie să mă duc să mă înscriu la licența pro. Lucru făcut, l-am terminat, acum urmează să găsim și o echipă. Te sperie vreo provocare care ar putea veni? Nu. Uite, de exemplu, dacă ar veni Dinamo și ar spune salvează-ne din criza în care suntem, crezi că ai avea soluții? Dai seama că m-aș bucura dacă aș reuși să salvezi Dinamo. Ai avea soluții, crezi, pentru ce se întâmplă acolo? Adică tu mă întrebi dacă mi-ar fi frică de vreo echipă sau niciodată. Asta te întreb, exact asta te întreb. Niciodată. Păi n-ai de ce să spui, fotbal.
Ce să-mi fie frică? S-a schimbat fotbal? Nu s-a schimbat fotbal, a rămas același. S-au schimbat jucătorii. Să-ți fie frică de presiune? Ok, de presiune poate, dar de faptul că poate ieși la un moment dat finanțatorul și se poate... Și nu mă refer la Becali, că au fost atâția finanțatori în România care făceau chestia asta. Ieșeau la televizor și pur și simplu se ștergeau pe picioare cu antrenorul. S-au întâmplat cazuri. Nu pot să spui că nu s-au întâmplat. S-au întâmplat. Ok, face adică parte chestia din... asta nu te sperie. Pe mine m-ar îngrijora. Nu neapărat mă sperie treaba asta. Nu. Nu mă sperie absolut deloc. Îți dai seama că nu, nici frică sau să zic, aoleu, n-am experiență. Ce experiență? Să vorbesc cu jucătorii, să-ți motivezi jucătorii să iasă pe teren în tricoul lui Dinamo, să-ți câștige meciul sau în alt, care alt tricou, pentru că totul se rezumă la motivație, totul se rezumă la discuție cu jucătorii. Să încerci să scoți din jucătorul la 100%. Pentru că... Poți să scoți din jucătorul român 100%? Se poate. Cum se poate? Pentru Dan Petrescu cum reușește la CFR să scoate din... Câți români sunt în echipă? Burcă, Manea, Bordeanu, Deac, Păun... Deac, ok, da, sunt câți. Sunt. Da. Eu văd că acești jucători dau 100%. Da, dar uite că și Petrescu pe margine mai e... surprins când înjură, când își înjură jucătorii, când îi înjură de mamă, când... Astea sunt... Nu. Nu cred că sunt înjurați, nu crezi vreodată. Sunt mulți care spun, domnule, fotbalistul român nu știe decât de frică. Păi spuneam mai devreme, știu, disciplină. Da, ok, da. Disciplină, păi fără disciplină în fotbal. Da, dar e un fir atât de subțire pentru este, într-adevăr. Te poate debarca. Sigur, e un cuțit cu două tăișuri, poți să... Uite, tu spuneai la un moment dat și am citit, Ranieri l-au lucrat jucătorii de la Naționala Greciei. Când era Ranieri la Naționala Greciei... Așa am citit. Așa am citit. Am crezut că ți-a dat senzația văzând. Jucătorii cu Țara Galilor sau cu Feroe, nu mai ții minte? Cu Feroe nu au jucat la capacitate maximă, că au vrut, păi tu spun ce citeam. Dar. Asta cu jucătorii, cu lucratul antrenorilor, păi antrenorul, jucătorul este pus să joace, să câștige meciul, nu să lucreze pe antrenor. Bine, asta în teorie da, categoric, dar sunt nenumărate cazuri la cluburi mari din lume când jucătorii lucrează un antrenor. N-am lucrat pe nimeni în viața mea. Dar ai fost în vreun vestiar în care exista ostilitate față de antrenor? De obicei erau jucători care nu jucau și atunci, într-adevăr, spuneau, domnule, păi uite că pe mine nu mă bagă și nu e... Dar de asta eram un vestiar unit. Otrăvesc grupul jucătorii ăștia? Asta vreau să spun. Nu dădeam și nu lăsam să se întâmple treaba asta. Noi, care eram o familie într-un vestiar, chiar dacă un jucător era nemulțumit că nu joacă sau joacă mai puțin, sau are, el spunea că are antrenorul ceva cu el. Ce să aibă antrenorul cu tine? Păi antrenorul nu vrea să bage pe aia cei mai buni. Se bage pe aia cei mai buni, să câștige meci. Scuza fotbalistului român, are antrenorul, are antrenorul ceva cu mine. Ce să aibă antrenorul? Păi antrenorul vrea să-i bage, să bage în echipă, să formeze un 11 cel mai bun. Cu jucători cei mai în formă, în momentul de față. Teoretic, da, așa e. Așa, nu, teoretic și practic, așa trebuie să se întâmple. Sunt cazuri când antrenorul, din vari motive, nu face chestia asta, nu bagă cei mai buni jucători. Uite, atunci joacă, îți dai seama că e un pericol postul lui. Dacă nu bagă un jucător care e 100% în formă și se gândește, încearcă să facă... Națională s-a întâmplat cu... Cosmin Contra, care a băgat 5 jucători care nu jucau nicăieri. Adică nu erau cei mai în formă. Nu poți să spui că erau cei mai în formă jucători români în momentul ăla. No, nu e. Fiecare antrenor își gândește și gestionează situația de la echipă cum crede el cel mai bine. Dar punctul meu de vedere este ca un jucător, ca un antrenor, trebuie să joace cu jucătorii care se antrenează în ciclu săptămânal 100%, care au avut în meciul anterior un joc bun. Da. Atunci automat trebuie să... Pentru că un antrenor nu face echipa. Și o fac jucătorii. În funcție de cum vin la antrenament, cum se pregătesc. Dacă mă doare capul, mă doare piciorul, că e plouă, bate vântul, ceva nu e în regulă. Asta e viața. Cum vezi povestea asta cu Bălgrădean? Bălgrădean semnează cu CFR Cluj, da. Fără ca cei din clubul FCSB să știe, deși avea dreptul să semneze. Bine, ok, avea dreptul. Nu spun că nu avea. Era în ultimele 6 luni, avea dreptul să semneze, a semnat, dar eu cred că trebuia să-și anunțe, în primul rând, antrenorul, trebuia să aibă o discuție cu antrenorul și, pe urmă, cu conducerea clubului. Asta cred eu că a greșit. A greșit Bălgrădean, ok, era... În ultimele 6 luni putea să meze, dar putea să vorbească, să-și ia antrenorul deoparte. Mister, uite, mai am 6 luni de contract.
e cazul, credeți că mai rămân la Steaua, la FCSB, ce putem face, mai am o ofertă, trebuia să-și anunțe antrenorul, trebuia să-și anunce conducerea. Adică e o formă de respect față de clubul care te-a plătit în ultimii... Dar cred că era corect, era cel mai corect. Pentru că uite ce s-a întâmplat acum. E super scandal. Uite ce s-a întâmplat. Este, da, într-adevăr. Putea să nu se ajungă la scandalul ăsta. Tot prin dialog, tot prin formă... Ce s-ar fi întâmplat, domnule? Vreau să semnez cu CFR Cluj. Clar că nu mai joci deloc în primăvara asta, din momentul ăla. Dar de unde știi? Poate FCSB îi prelungeau contractul. Mă gândesc că dacă nu s-au gândit să îi prelungească până acum... Dar nu poți să știi. Dar nu știu dacă au ajuns la discuții. În moment ce am văzut pe cei de la FCSB, foarte supărați și foarte surprinși, înseamnă ceea ce din partea cititorului este că nu au avut niciun fel de discuție de a prelungi. Da. Adică cred eu că trebuia să vorbească cu ei. Adică să aibă o discuție cu președintele, cu antrenorul și în funcție de după discuția urmă, dacă nu vroiau, atunci era acoperit, ca să spun așa, ca jucător. Păi uite ce s-a ajuns. Cum vezi declarația asta lui Mara, dată ieri pentru gazetă? Mai sunt jucători de la FCSB care vor la CFR? Posibil. Cum sună asta? Sună rău pentru FCSB chestia. E un joc psihologic în spate? E un joc psihologic. Adică vă dominăm vestiarul, noi controlăm vestiarul vostru. E un joc psihologic, sigur, posibil ca mulți jucători să vor să... Nu știu. Uh-huh. E un joc psihologic și... Ăștia sunt... De ce râzi? Te amuză, nu? Mă amuză, pentru că văd fel și fel de declarații, văd fel și fel de lupte de astea între psihologice, înainte de meciuri... Nu mai luăm campionatul, dacă o luăm, nu, e greu. Suntem campion, cum a zis Petrescu, suntem campion, e campionatul proștilor. Nu, sigur, e frustrat din cauza punctelor. Sună rău asta cu campionatul proștilor. Nu. Eu am respectat întotdeauna și respect ceea ce face Dan acolo. Îmi pare rău pentru echipa CFR că n-a reușit să se califice. Știu ce muncă depune Dan Petrescu la CFR. Dar ieri citeam o declarație la o conferință de presă, spunea că dacă vom câștiga campionatul va fi o surpriză mare. Că nu. Îi place lui să intre în rolul ăsta de outsider chiar și când e favorit. După jocul CFR-ului, nu cred că... După jocul CFR-ului și ceea ce ne oferă CFR la fiecare meci, și atunci când la ultimul meci s-a întâmplat să nu joace la capacitate 100%, sigur veneau după înfrângere cu Sevilla, dacă n-au câștigat cu 2-1. Eliminare, da. Ok. E foarte greu să-ți motivezi jucătorii după o eliminare, să vezi după meci 20 de jucători să-ți plângă în vestiar și peste 4 zile să ai meci de campionat, să reușești să-i pregătești, să-i aduci la motivația 100% să-ți câștige meciul. Și atunci când joacă mai puțin bine, câștigă, eu cred că în momentul de față CFR-ul are cel mai bun lot și cel mai frumos fotbal. Și cred că e normal să se simtă, dai seama, au jucat un campionat întreg, au reușit un număr de puncte. Acum hai, în play-off nu știi ce se poate întâmpla. E păcat să pierzi. Cine ia titlul? CFR. CFR. Eu așa spun. N-ai încredere mai mare în revenirea lui Papură? Nu e vorba de încredere. Încă o dată mă repet și spun... Că n-ai cum să-l judeci, știu. N-ai cum să... Știu. Nu vreau să judec și următoarea chestie este... Nu văd o stabilitate și un joc, să spun, al Craiovei. Domnule, a fost o perioadă bună în ultimele 5 etape, 6 etape. Am văzut o Craiova care, într-adevăr, dar... Oscilant. Și așa a fost și în primul mandat al lui Papură, că de aia nici n-a fost... CFR, poți să-ți aduci aminte să fi fost oscilant campionatul ăsta? Nu atât. Am mai avut momentele de scăpare. Atunci poți să-ți dai seama că CFR este... Da, zi-mi o chestie, că sunt curios. Știu că nu ești adeptul să povestești lucruri din vestiar, dar povestește-ne ceva cu Papură de când erați colegi. Că e un tip simpatic, e un tip... Am citit povestea în Leșina de Râs cu vorba lui de când era jucător. Domnule, zice, în fiecare zi pe stradă iese un fraier... Trebuie să ai norocul să te întâlnești cu el. Ceva de genul ăsta. Nu știu. Avea o vorbă. Când era... E un tip introvertit, pare un introvertit așa. Papura era foarte serios ca jucător. Da. Foarte, foarte serios. Nu puteam să... Și nu ne permiteam să facem glume. Eu eram mici. Eram 18 ani. Da.
Eram... El era seniorul, unul din seniorii Veselului? Era Neagoie, Papură, Cristescu, Sândoi. Nu puteai să... Nu-și permiteai să vorbești cu ei sau să faci vreo glumă. Dacă te băgau în seamă, pua, era extraordinar. Și nu pot să spun, nu am amintiri cu... Nici o amintire. Nici o amintire, pentru că nu stătea să... La discuții. La discuții. Adică erai bucuros dacă erai primit la saună cu ei sau în bazin sau... Uh-huh. Nu era foarte ușor. Asta e procesul de învățare prin care trece un fotbalist. Trece printr-un vestiar. Nu știu dacă astăzi se mai procedează treaba asta. De ce? Crezi că nu? Nu crezi că dacă... puști ăștia intră direct așa și dau cu ușa de perete într-un vestiar nu și zic dau, eu sunt șef aici? Nu, dar nu știu dacă se întâmplă. Mai vorbesc și eu cu unii cu alții. Din ce înțelegi tu ce s-a schimbat? Și dacă e bine sau rău ce s-a schimbat? Bine, mie mi-a prins bine. Deci, faptul că ai făcut-o ucinicie... Ți-am spus și la ultima noastră Neagoie mai cu castanele. Stădea castane Neagoie, nu? Erau castane care mi-au prins bine. Băi copile. Nu mai copile. Mai copile. Adică erau... Mă motivau. Au fost două ori am vrut să renunț. Două ori am zis... La fotbal? La sau? Fotbal. Am zis la tata, vin la Oradea, mă las. Din cauza lui Neagoie sau? Din cauza situației. Era prea mare presiune. Adică, dai seama, să ai 18-19 ani, Ion Oblemencu, 40.000, nu mi-ajungeau, aveam și presiunea din vestiar. Dar a fost o presiune care, și nu numai mie, multor jucători de acolo, ne-a prins bine. Vreau să te întreb dacă ai simțit, ce ai simțit în momentul în care ați fost luați de la Craiova și duși la Dinamo? Okay. Nu sunt de acord cu luatul. Nu ești de acord. Nu sunt de acord mutați. Cu luatul. Nici mutați. O să spui, tu știu ce vrei să spui, domnule, dacă nu voiam, nu mergeam. Corect. Da, dar n-a rămas niciunul la Craiova. Păi... Adică ați plecat toți jucătorii lui Nețoiu la Dinamo. Dar n-am fost jucătorul lui Nețoiu. N-am fost jucătorul lui. Preferații lui. Noi eram... Nu, dar nu ne-a pus nimeni... Avea deslegările voastre. Dar nu ne-a pus nimeni sabia la gât. Mâine pleci la Craiova. Mâine pleci la Dinamo. Nimeni. A fost pur și simplu Dinamo. Ți-a dat o ofertă, vrei să pleci sau nu vrei să pleci? Nu ți-a pus nimeni cuțitul la gât, că hai, du-te, sau știu, luați. În contextul sau... în care toți preferații lui Nețoiu mergeau la Dinamo, era totuși un mesaj că își mută copiii de la Craiova la Dinamo. Dar urma să fie acționar și... Dar încă o dată, eu am plecat de la Craiova la Dinamo. La vremea aceea, Dinamo pentru mine era o rampă de lansare. Era, către, într-adevăr. Era. Către fotbalul. Acum mai e o rampă oare de lansare? E mai... Din play-out în play-out. M-a întrebat Cosmin, cei de la Dinamo vor să... Sau o ofertă, vrei să te interesează? Și am zis, domnule, am meciul cu FC Național, țin minte, pe Ion Oblemencu. 2-1, ai dat golul de 1-0. 1-0. Le-ați luat titlul celor de la Național, dar s-a scris că unii de la Național nu-și doreau atât de tare titlul ăla, să știi. Nu, încă o dată, mă repede, nu mă interesează da, cine știu. Vrea, cine nu vrea. Da. Nu, publicul voia ca voi să pierdeți în meciul ăla. Nu, a fost o chestie interesantă la meciul ăla. Era arhi plin stadion. Da. Noi, bineînțeles, având primă de joc, de a câștiga, nu ne interesa cine lua campionatul. Da. Pe mine personal nu m-a interesat cine a luat campionatul. Pe mine mă interesa să-mi iau prima de joc, să-mi fac datoria față de echipa la care sunt. Nu m-a interesat cine lua, ci când aveam de să câștigat. Să le spunem oamenilor, era ultima etapă, Național cu Dinamo se băteau pentru titlu, da. Iar voi jucați acasă cu Național. Cu FC Național. Dacă o băteați pe Național, câștiga Dinamo campionatul. Și Dinamo câștiga la Oțelul. Și Dinamo, dar acolo era ca și rezolvat. Erau lucrurile ca și rezolvate, era perioada când Borcea avea butoanele la îndemână. Nu știu, asta tu ai spus și eu, nu știu. Ok, bun. Întorcându-ne la meciul Am intrat pe la încălzire, dai seama, am văzut că publicul e destul de... Ostil față de noi. Adică fluierau. Și la primul gol, dai seama, bucuria mea a fost către să o împărtesc cu public. În care publicul s-a întors cu spatele. La propriu s-au întors? La propriu. Wow. S-au întors cu... Ce ai simțit ca jucător când publicul după un gol se întoarce cu spatele la tine? Publicul tău, fanii tăi. Nu a fost o super ok, să spun,
momentul. Dar asta a fost. Ne-am făcut, am câștigat meciul 2-0. 2-1 a fost. 2-1, scuză-mă, și pe urmă am plecat la Dinamo. Adică cum am gândit atunci, zic, domnule, Dinamo este o rampă de lansare, e altceva. București era... Vreau să plec, asta era țelul, vreau să plec, să prind un transfer în afară. Asta a fost... Și l-ai prins la șapte ori. Dar a fost povestea cu inima, care chiar încă de atunci a constituit un subiect de presă pe care Nețoiu, Becali, Victor și Ioan Becali l-au negat, subiectul cu afecțiunea ta la inimă, dar exista ceva. Băi, exista, aveam un bloc de ramură dreapta minor. Era, ce înseamnă asta? Adică? Era undeva vertebra din partea dreaptă nu alimentată de bine cum alimenta vertebra stângă. Nu era o afecțiune în care să-ți interzică, pentru că în momentul când am venit la Dinamo, de la Craiova, da, am fost dus de doctorul Bătineanu la Fundeni. Da. Nu, am făcut așa pentru că doctorul Bătineanu are un istoric în ultima perioadă destul de controversat. Și avea... Bine, pe mine m-a dus, m-a lăsat la, la ușa spitalului, am fost preluat de doctorii cardiologii de la Fundeni, am stat 3-4 zile la Fundeni, o investigație foarte, foarte serioasă, pentru că, dai seama, nici mie nu prea îmi plăcea ideea că nu e 100% în regulă. Simțeai ceva? Nu simțeam nimic. Nimic. Absolut nimic. Am fost 3-4 zile la Fundeni, am fost testat... și urmărit 24 din 24, am făcut și eu o coronografie atunci la ei, după care mi s-a spus că e ok, nu e niciun fel de problemă. Și așa a fost, de asta toată lumea spunea că nu e o afecțiune. Uh-huh. Adică nu era ceva să se interzică să faci fotbal, dar nu erai 100% sănătos. Da. Da. Asta a fost, Dumnezeu m-a ferit, nu s-a întâmplat nimic. S-a scris în perioada aia că jucai pe semnătură, e adevărat? A fost o perioadă în care nu trebuia să decid dacă... Serios? Adică rămăseseră... Adică nu e o presiune ca tu, ca sportiv, era o presiune să se uite toată lumea la tine să spună, jur dacă vrei? Era o presiune, dar eu iubeam fotbalul ca jucător și adică nu prea mă interesa. Adică nu aveam... Un pic inconștient. Adică cu mintea de acum, de la 40... Bine, și... a jucat și acum fotbal, stai liniștit. Și acum, dacă aș avea posibilitatea, și îmi pare atât de rău că m-am lăsat la 29 de ani. La 29, nu la 29, 30? 30. Și... m-am lăsat, dar de ce te-ai lăsat? Spatele... Ce? La spate? O hernie de disc. O hernie de disc, tot din urma fotbalului. Ultimii ani, 2-3 ani din cariera mea, trăiam numai cu voltaren și fel de dureri mari. Dureri de spate, menisc, am avut o ciupitură de menisc la piciorul stâng, la gleznă, dar n-am cedat. Ai mai fi putut să tragi de tine? Foarte greu. Foarte greu. Adică aveam dureri, mai ales după meci, foarte, foarte greu. Dar dacă mi-ai da acum posibilitatea să mai am încă 20 de ani, așa, același lucru aș face. Ai schimbat ceva din ce ai făcut? Ai schimbat mult din viața extrasportivă care am avut-o eu. Ai avut o viață tumultoasă? Da, am avut o viață destul de agitată. Da? Da. Când asta? În toată perioada. Adică nu eram un om, nu eram un fotbalist profesionist, să zic, mănânc salată, mă culc la 10. Nu. Nu. Dar făceam... Nebunii mari. Nebunii ce le facem toți, în limita bunului simț, că nu nebunii mari. Dar, țin minte, eram om noaptea, eram om și ziua. Adică a doua zi la antrenament nu se vedea diferență. Cine e om, Cornel Dinu, noaptea trebuie să fie și ziua. Dar noi numai, așa, a fost, am avut antrenori care nu acceptau și dădeam 100%. Știu că nu-ți place chestia asta, dar povestea cu mașina de poliție de la Donetsk e prea amuzantă. A povestit-o Raț în emisiune, deci e povestită deja, nu e ca și cum ar fi un secret. Da. O mai ții minte? Nu. Că erați într-o noapte agitată. Da, era o noapte agitată, dar au fost parțial, mi-aduc aminte. Deci fii atent cum sună povestea. Sună că ați răpit, să spunem așa, să nu zicem că ați furat, ați răpit o mașină de poliție. I-ați dat pe polițiști, așa? Voi erați toți românii după o noapte agitată. Dar erau prieteni, n-ar s-a răpit nimeni. Erau prietenii noștri, erau prieteni. Da. Deci era dimineața, după o noapte agitată, a sechestrat o mașină de poliție și ați început să vă plimbați cu ea prin Donetsk, la care, la un moment dat, unul dintre voi, adică tu,
Era cu coța pe capotă și făcea ca sirena de la mașină. Asta e povestea. Nu, dacă nu mi-aduc aminte absolut deloc. Așa, nu mi-aduc aminte. Nici măcar un crâmpei și povestea asta? Da, dar exclus că ar fi fost așa? Bă, nu știu dacă, nu mi-aduc aminte. Dacă a fost sau nu a fost... A fost sau nu a fost, cum dacă a fost sau nu a fost adevărat. Domnului Porumboiu. A fost a mea, a fost da, asta e extravaganța frumoase. Asta deja. Bine, înțeleg că și fotbaliștii din Anglia fac astfel de chestii, adică nu e nimic... Fotbaliștii se descarcă altfel decât un om normal, înțeleg. Asta e o chestie pe care am discutat-o cu mai mulți fotbaliști. Dom'le, noi avem un alt stil de a ne distra, poate părea sălbatic pentru unii din exterior, dar încărcătura e atât de mare pe noi, încât când ne descărcăm, scăpăm pur și simplu. În... Să știi că au dreptate ceea ce spun. Da? Încărcătura este atât de mare, psihică, la un meci de fotbal, dar nu e doar meciul în sine. Sunt 48 de ore înainte de meci. Da. Adică presiunea unui meci nu e cu o oră jumate când te duci pe teren, azi am meci. Nu e așa. Dar cum simți? Ce simte un fotbalist? Uite, pentru cei care se uită și nu pot înțelege, bă, ce mare stres e că faci ceva ce-ți place. Nu e neapărat faci ceea ce-ți place, că nu joci singur. Ai 11 jucători, ai 11 colegi, ai în spate... De exemplu, uite, a fost meciul cu Barcelona pe Camp Nou. Eu, înainte de meci, vreo 3 zile n-am dormit. Datorită presiunii. Asta e meciul la care l-a certat Lucescu Peraț? Adică să fie presiunea și 5-0 ăla? Nu. Nu? A fost 3-0. 3-0. E un meci nu, cu a fost Barcelona cred că e primul. Au fost două, dacă nu mă înșel. Sau... A fost în grupele Champions League, Milan, Barcelona și Celtic. Ok. Au fost... Ce, două, 3 zile? Nu... Trei zile nu puteam. Știam. Ce aveai în cap? Băi, nu aveam, mă gândeam tot timpul înainte de la meci, la faze de meci, visam meciul, vedeam meciul cu ochii deschiși. Știe că îl aveam adversat direct pe Ronaldinho. Adică Eto'o în față, Iniesta, Julin stânga, era o echipă grea. Adică nu vreau să ajung să mă vadă fiul meu la 10 ani cât are astăzi, să mă vadă pe YouTube, să spună, bă, tati, bă, ce ți-a făcut băiatul ăla? Ce ți-a făcut Ronaldinho? Adică mă gândeam bine, la urmări. Nici primul, nici ultimul. Bine. Mă gândeam la ce se va întâmpla. Vreau să-mi fac treaba cât mai bine la momentul acela în echipă. Mă gândesc că Lucescu ți-a arătat la Ronaldinho și cum se pleacă la baie da, din pat. Da. Eram când se ridică. Nea Mircea înainte de la fiecare meci, nu numai cu la fiecare meci. Știam unde, cum să, și culmea mi-aduc aminte, Nea Mircea ne-a dat o fițuică albă da. La fiecare jucător, adversarul direct și erau lucrurile pozitive și negative. Da. Și acum adversarul direct l-aveam pe Ronaldinho. Nici pe aici erau toate pozitive, nu exista... Îți dai seama că... Și pe față erau pozitive și pe dos erau negative da, și adică când ai întors nu era nimic. Nu, era toate pozitive și pe față și pe dos. Și spun, ne-am dus pe Camp Nou, am intrat să vedem terenul cu o oră jumate, nu era nimeni, era gol. Da. Am zis, ok, cine vine Barcelona să vadă pe Shakhtar? Nu a interesat prea mult. Și am făcut încălzirea în spate, spun când am intrat pe Camp Nou și am văzut stadionul arhiplin, dai seama că ți se moaie puțin genunchii. N-ai cum. Fluturașii din stomac. N-ai cum. Adică presiunea este foarte mare. Și cum a decurs de duelul tău cu Ronaldinho? Bă, a fost ok. Da? N-am avut probleme. L-ai trosnit vreun pic? Nu, mi-era rușine să-l trosnești. Avea 4 baloane de aur și vreo 3 ghete de... Era greu să-l trosnești, adică nu puteai să-l trosnești. Da. Dar, într-un fel, trebuia să-l opresc. De obicei, fundașii mai fac chestia asta la începutul meciului, bagi un pic frica în adversar. Da, în Ronaldinho nu aveai cum să bagi nu puteai frica. Să bagi frica în el, nu? Nu aveai cum să bagi frica. Dar e vreun adversar în cariera ta de fundaș? Că ai avut și carieră de atacant și o carieră puțin, își mai aduc aminte... Că erai un atacant foarte bun și eu mi-aduc aminte chestia asta și nu te laud gratuit. Dar în cariera ta de fundaș, ai avut vreun atacant pe care l-ai trosnit? Așa, preventiv, la început. Bine, au fost mulți... Știi adică ce? Ai vreun episod de genul ăsta? Dar băi, nu eram... ce faci cu mine? Nu, cum să spun? Nu eram un jucător sau pur agresivitate să mă gândesc doar să lovesc. Da. Dar de multe ori presiunea meciului și îți dai seama cine vrea să joace împotriva Universității Craiova atunci, cine juca împotriva lui Dinamo și împotriva lui Shakhtar, urmă la Salonic, la PAOK, toată lumea vrea să bată echipele astea. Da. Și toți adversarii veneau să dea 200%. Agresivi. Agresivi. Da.
Și nu mă, nu, deci era ok agresivitatea la minge. Ce mă deranja pe mine ca fundaș era mingea pe la noi prin atac, în fază de atac. Ori mă călca, ori mă lovea intenționat. Și ce se întâmpla când te călca? Atunci era, adică, stai mă puțin, n-avem nicio legătură. Nu mă duceam intenționat să-i rup piciorul sau să am... Da. Pentru că mă gândeam la... că nu-mi plăcea. Mă gândeam la cariera lui, nu-mi plăcea să scot pe cineva din activitate. Dar era mingea în altă parte și venea și ne dea peste picioare sau mă călca. Asta sau era o declarație de război. A, era... Nu știu dacă el o considera, dar s-a terminat. Era. Da. Atunci deveneam foarte agresiv. Și îl urmăream în proporție de mare la sută să intru mai dur la să mingea. Să-i plătești cumva. Da. Uh-huh. Asta sunt și astea care se întâmplă pe gazon. Se întâmplă. Da. Dar de multe ori am trecut și eu. Meu ca minte era... Aveam un meci Ofi Olympiacos. Creta, Ofi Creta. Ofi Creta Olympiacos, dacă... Așa, am găsit un autogol de-al tău. De la bine, nu au fost multe, dar a fost un meci cu Olympiacos. Aftogol, cum ziceam. Aftogol, da. A fost un meci cu Olympiacos, Ofi Olympiacos, un 0-0. O să-l găsești pe YouTube dacă te... Ia, unde agresivitatea a fost ieșită din... Ce ai făcut? Intram la fiecare minge doar la adversar. La adversar. Dar așa nu am avut probleme de comportament, n-am roșiile foarte puține, n-am luat roșii pe loviri de-astea. Am luat roșii, am luat, nu știu dacă am luat 3 sau 4 în toată cariera mea. Dar urmate din galben-galben. Uh-huh. Nu a fost roșu direct. Asta ai jucat la Ofi, mă uitasem că ai jucat la Ofi, iar Ofi, acum între noi fie vorba, că nu se uită nimeni la noi, da. E un club care mulți ani a fost patronat de niște oameni foarte dubioși, adică nu dubioși, foarte dubioși. Adică sunt în presa din Grecia, dacă îi cauți, îi găsești. Patronii de la Ofi, o familie, nu mai știu exact cum se cheamă, mafioți, adică nu altceva, mafioți. Eu am plecat la ei de la PAOK un an de zile împrumut că nu era. Nu erau ei. Uh-huh. Erau unul, Vaginas, un președinte, nu erau, nu știu. Am înțeles că și Neapoi Iordănescu au trecut pe acolo. Da, de mult. De mult. Da. Nu, erau patronat de un om local, un businessman de acolo, uh-huh, de la ei. Dar tot fan, presiune, era ceva de genul PAOK. Aha. De asta am și dorit să plec acolo. Și n-am vrut să plec în altă parte. Și am avut niște meciuri tare interesante și acolo. Dueluri, nu interesante, dueluri. Dueluri. Că vorbeai de interesant, nu. Am avut meciuri de 100% grele. Dar ai avut și meciuri ușoare în carieră? Te întreb. Cu echipe mai slab cotate, da. Ai avut? Da, nu. Ce te referi tu? Mă uitam, tu ai trecut pe la Bistrița, uite, nici asta nu știam, că ai trecut pe la Bistrița și ai jucat doar într-un meci, în Cupa Intertoto. Da, a fost... Ai trecut pe la Bistrița când Bistrița era șefa cooperativei. Hai să spun ceva, eram la FC Bihor, da. Înțelegi? Acum cineva de la Gloria Bistrița... Te-a remarcat. M-a remarcat și am plecat la Gloria Bistrița să fac un test. Horoba sau Pădureanu, erau doi oameni care remarcau. Da, am mers la Gloria Bistrița să dau un test. Da. Și m-a luat să joc la Intertoto, nu mai aduc aminte, în Slovenia o echipă, aveam 17 ani, aveam 16 ani jumate, m-am dus să dau un test. Da. Știam eu de cooperative la 16 ani de la Oradea, niciodată, nu știu. Evident. Îți dai seama că vreau să fac pasul către... Și chiar am reușit să dau un gol la meciul ăla. Da? La ei, da. Păi de ce n-ai rămas la Bistrița? Nici astăzi nu știu. Știu cum am întors la Oradea și după aia... Adică erai mulțumit de ce făcuse și acolo? Îți dai seama. Îți dai seama. Și Intertoto atunci știi că era o competiție în care... Da, da, conta. Erau conta. Și aveai loc să mergi în cupele europene. Aveai loc dacă te calificai și dai seama... Tu veneai de la Bihor și mergeai în Europa totuși. Mergeai în Europa totuși. La FC Bihor mergeai, jucai un meci internațional, aoleu. Și a fost bine. După aia am mai stat încă vreo 6 luni la Oradea și am plecat la Craiova. Craiova. De unde ai plecat? Lumea te mai consideră lumea trădător în Craiova? E treaba lor cum mă consideră. Dar ți s-a întâmplat? S-a întâmplat pe stradă? Nu știu, da, s-a mai întâmplat. Dar eu nu consider. Eu consider echipa mea de suflet, la fel cum mă consider și pe Dinamo. Deci am o părticică fiecare echipă. Nu au fost multe, au fost 5. 5 echipe.
În toată cariera mea. Craiova, Dinamo, Shakhtyor, PAOK și Ofic și Ceahlău. Bine, Ceahlău a venit, am venit. Are vreo părticică Ceahlău? Bine, are părticică, a fost aveam licența A. Trebuia să fiu în fiecare două săptămâni la școală. Ah, okay. Și am zis, domnule, păi decât să fac naveta, să vin de la... Hai să rămân la undeva aproape de București, să mai și joc, uh-huh. Cu toate că nu mai puteam 100% să ți-am spus problemele care am avut, dar atunci când am jucat am încercat să o fac, pentru că nici nu vreau să mă fac de rest. Adică țin prea mult la ceea ce am făcut și la cariera care am avut-o ca să mi-o distrug așa ușor. Și atunci... Ești foarte convingător, m-am uitat la tine și când am vorbit la realitatea, dar totuși nu cred că n-ai jucat în niciun meci, n-ai simțit niciodată că un meci în care ai jucat a fost... Niciodată. Mi se pare incredibil. Deci putem să luăm toate meciurile. Da. Deci, uite, toate meciurile. Fii atent că ți-am zis și înainte de emisiune. Sportul Dinamo 5-6, da. Am văzut rezumatul mai devreme. 5-6, tu atacant atunci la Dinamo, deci nu fundaș. Ăla are toate semnalmentele. Acum are toate semnalmentele unui meci aranjat pentru pariuri, nu pentru 3 la mine, 3 la tine. 11 goluri în meci. Era perioada de haiducie în fotbalul românesc cu pariurile. Păi da, dar încă o dată mă repet, eu ca jucător am dat, nu știu, 2 sau 3 goluri atunci. Dancio a dat mai multe decât Dancio a dat mai îl înjura lumea. Dar nu, a fost un meci incredibil, era un meci pe contre. Da. Dădeam, puneam mingea la centru, nu dădeau ei. Bine, fundașii nu sunt nicăieri, adică dacă te uiți la rezumate, nu prea apar prin cadru fundașii niciunea dintre echipe. Adică tot timpul îi scapă cineva singur cu poarta goală. Lucru nebunesc. Adică ce să fie la meciul ăla? Să nu jucăm? Sau nu, să nu dăm? Să jucați așa? Și să se dea foarte multe goluri în meci. De unde să știu? Eu mi-am făcut treaba ca fotbalist. Ca adică, atacant. Ca atacant. Da. Ce era datoria mea? Să dau goluri. Nu mă interesa. Da. Și de-aia spun, n-a fost niciodată. Niciodată n-a fost. N-am avut. Și nici toată în cariera mea. Se pare uimitor. Să zică cineva, băi, astăzi nu jucați. Adică n-ai avut niciodată tentația, băi, ia să pun și eu un bilet. Sunt mulți fotbaliști care recunosc. Dom'le, am pariat. Dom'le, am avut o experiență foarte... Am avut o, spuneam, de viața extrasportivă. Așa. Din 2000 până în 2005. Cazinou a fost un viciu și al meu în perioada aia. Deci jocurile de cazinou, nu pariul. Și în 2005 am pus stop. De ce? Ce se întâmpla? Pentru fotbaliștii tineri care se uită și sunt tentați de banii câștigați repede și cheltuiți de fapt repede. Nu, eu n-am fost, nu câștigam la dacă câștigam, nu câștigam. Era o pierdere de timp, de bani, de tot ce vrei. Și atunci în 2005 am decis să opresc orice fel de... Mă gândesc că era o situație de criză când ai decis. Adică s-a întâmplat ceva, ori ai pierdut mulți bani. Am pierdut. Bine, pentru mine, îți dai seama, la vremea erau bani mulți. Dar da. Am zis, gata, mă opresc. Și de atunci nici cu băuturile alcoolice am terminat atunci. Am zis, gata, s-a terminat. Adică se îmbinau în momentul ăla. S-a terminat. Și am 10, 12... 15 ani de când nu mai... Sfatul tău pentru un fotbalist tânăr de 16 ani, 17 ani, care ar fi tentat, domnule, mă duc și eu cu prietenii, că e anturajul care... E anturajul. Anturajul e, nu? Anturajul e ăla care... Aveai 22 de ani în 2000, bine, când ai început povestea asta. Da. Deci erai tânăr, erai încă, nu copil, dar erai tânăr. Eram tânăr. Care e mesajul pentru un puști? Să stea departe de toate... Da, dar dacă nu se integrează într-un astfel de anturaj, poate să fie exclus dintr-un astfel de anturaj. Mai bine să fie exclus dintr-un anturaj decât să se complice, să-și complice viața, să-și complice o carieră de fotbalist și niște calități și niște investiții care părinții, familia pun în acel copil. Pentru că până ajunge la 18 ani băiatul ăla de care spui tu X, da. să facă o carieră, părinții investesc o grămadă de timp, bani, speranțe. Da. Și atunci ajungi la 18 ani și să faci ce? Să te bagi în fel și fel de combinații. Sfatul meu este să stea departe, să se axeze pe treaba asta cu făcut bani corect din fotbal, câștigați pe transpirație, nu pe altceva. Da. Pentru că până la urmă ăștia sunt banii cei mai primiți în casă. Pentru că banii ușor luați, tot ușor se duc. Se duc ușor. Care e cel mai mare sacrificiu pe care l-ai făcut ca fotbalist în cariera ta? Neglijându-mi familia. Se neglija familia? Păi da. Nu puteai, nu puteai să te duci la ziua copiilor. Puteai să te duci la nașterea copiilor, la... Nu puteai. Da, uite, asta e un sacrificiu. Aici e o discuție.
Benitez, Rafa Benitez nu s-a dus la mormântarea tatălui lui pentru că Liverpool avea meci în finala Cupei Intercontinentale. Păi eu nu m-am dus la soția mea născut în 2000 la Oradea și n-am putut să ajung, aveam meci a doua zi. Și era atunci Florin Marie, m-am zis, mister, vreau să mă duc, zice, te duci după meci. Câștigăm și te duci. Cine era? Florin Marin. Flocea. Da. Cel porecrit. Da. Nu! Cum era? Dar... Ți s-a strigat de pe margine vreodată? Stai să le arătăm... Putem să le arătăm oamenilor cum se întâmplau lucrurile? Putem? Poți să ies un pic? Să le arătăm oamenilor cum făcea... O să ne amuzăm un pic. Florin Marin făcea așa. Uite, așa făcea. Deci venea... Stai așa. De se punea pe margine, făcea... Să-mi spui tu dacă sunt... E relatare, o știu de la fotbaliști, de la colegi de-ai tăi. Deci venea și făcea așa. Bă, mă lași fără servici! Așa făcea? Da. Îți spun, a fost un antrenor foarte bun. Un antrenor foarte bun. Foarte bun. Tehnician foarte bun. Da, și vă și alerga, înțeleg. Da, și alerga, da. Păi asta era... Bă, stai puțin, se vorbește de pregătirea asta fizică, că sărim dintr-una într-alta și... Așa. Se vorbește, toată lumea vorbește de pregătirea fizică. Mamă, că ne omoară antrenorii, că nu mai... Păi care e prima condiție să joci fotbal? Trebuie să alergi. Păi trebuie să alergi. Da. Trebuie. Ajungem într-un campionat, jucătorii din campionat, din ultimii 10 ani, care se duc de aici, de la noi, se duc într-un campionat mai puternic afară și vezi că nu pot. De ce? Pentru că nu sunt 100%. Atunci... Asta e problema fotbalistului român tânăr? Este o problemă. Dar crezi că asta e problema, cauza pentru care nu se adaptează în străinătate fotbalistului? Este una dintre probleme. Una. Și una dintre care crezi că ar mai fi? Mai sunt, care mai sunt? Presiunea. Minte, adică. N-are tărie mentală. Presiunea. Și atunci, îți dai seama, în perioada aia, că vorbeam de perioada aia, să-și vadă de programul lor de antrenament, de școală, care e foarte importantă. Niciodată nu sunt de acord cu neglijatul școlii la un copil de 16, 15, 17 ani. Dar când ai timp să le faci? Că asta e scuza perfectă. Trebuie să avem timp. Îmi aduc aminte ca să pot să-mi... Deci era la Oradea, aveam bacalaureatul în aceea zi cu plecarea echipei Gloria Bistrița de la Cluj la meciul Intertoto. Da. La ora 9 dimineața, și mi-aduc aminte și poate să vă confirm, era președintele Borși, domn Borși la Oradea, președintele. Aveam bacalaureatul la ora 9, scrisul și oral se dădea atunci. Am preferat să rămân la bacalaureat și am plecat de la Oradea la Cluj, sunt 140 de kilometri. Da. Țin minte că i-am făcut într-un timp. Am luat bacalaureatul, am scris, am plecat. Nici n-am mai trecut acasă, nici geantă, nimic. Aveam geanta cu mine, am plecat. Doar ghetele aveam, că n-aveam altceva. M-am urcat în mașină și am ajuns la Cluj, pe aeroport. Mă aștepta avionul. Era și domnul președinte Bogdan Nicolae de la Voluntari. Era jucător atunci. Și mi-a adus aminte, chiar în ultima perioadă. Mă aștepta avionul chiar pe aeroport. Deci bacalaureatul se ia, nu se ratează. Asta e viziunea ta asupra... O școală și e foarte important. Pentru că în fotbal nu știi ce. Doamne ferește. Poți să rămâi și fără școală și fără fotbal. Școala nu trebuie neglijată. Educația... Care a fost cel mai greu moment al carierei tale, Cosmin? Momentul în care te-ai simțit complet neputincios, deznădăjduit și în care ai zis, nu, gata. Au fost multe momente. Dar unul foarte de care ți-aduce aminte acum. Am vrut să renunț de nenumărate ori. De două ori la Craiova, la Dinamo. La Dinamo ai vrut să renunți? Da. Când? Păi, venisem de la Craiova. Da. Venisem jucător care dă gol, jucător care... Da. Venisem la Dinamo și nu mai prindeam nici lotul. Pentru că eram mulți, era... Și am zis, mă, ce facem? Să dai seama că am fost foarte dezamăgit. Dar un rol foarte important în cariera mea a fost tatăl meu. Da, păi tata avea un... Relația mea cu el a fost permanentă, chiar dacă nu existau... Telefoane mobile. Mi-aduc aminte, erau telefoane cu cartele și comunicarea dintre mine și el a fost permanentă. Și nu m-a lăsat niciodată să renunț. Niciodată.
A fost, să spun, motivația mea de a, de a merge în fiecare, în fiecare zi și a trece peste toate. Dar cum te convingea să nu renunți? Ce spune? E păcat de munca ta? E păcat de sacrificiile care le-am făcut, de, de, de tot ce, ce, ce am ajuns să facem până momentul ăla. Uh-huh. Și acum și în ziua de astăzi același lucru. Da? Da. Ce a fost singurul, singura persoană care m-a ținut, care m-a ținut în, în picioare toată perioada asta. Povestea cu semnătura falsă la Dinamo, cum a fost? A, iar îmi pui... Ți-am zis că m-am documentat înainte să vin. Da, a fost o... O, a fost o greșeală. O greșeală a cui? Nu știu. A copiatorului, da, cred nu știu, dar a fost o greșeală după care și a, s-a rezolvat. La Dinamo așa se întâmpla. Când erai jucător și mai aveai 6 luni de contract, mai apărea o foaie la contract, mai apărea un an la contract. Și când te uitai la semnătură, bă, asta e semnătura, da, mea, nu, dacă nu era problema, nu era o problemă pentru bine, mine, pentru că nu aveam, nu aveam de la Dinamo unde să plece, doar afară. Da. Și interesul și al meu și al conducătorului era să plecăm, corect, să plecăm să afară. Bine, da. Știam că cine să-mi pună bețe în roate. Nu era interesul nimănui să-i pună lui Bărcoan sau nu știu care să-i pună bețe în roate. De aia este să, să plecăm. Și a fost un moment foarte greu pentru mine în momentul când a plecat Stoican de la Dinamo. Așa. Și a făcut transferul la Shakhtar. Atunci a fost un moment în care am vrut să renunț. De ce? Că rămăsesești fără cel mai... Cel mai bun prieten al meu. Da. Cel mai bun prieten, pentru că în fiecare relație de prietenie eu m-am implicat 100% și mai ales relația cu Flavius a fost o relație strict prieten uh-huh. adevărat. Și în momentul când a plecat la Donetsk am suferit enorm. Dar totodată m-a și întărit. Și am zis, domnule, dacă nu plec și eu în 6 luni, mă las. Și ai plecat la Donetsk. Și am reușit să plec la Donetsk. Am plecat ca fundaș, nu ca atacant. Da. Incredibil. Ai debutat la Națională ca fundaș, cred. Da. Cu Beloni. Nu, cu Beloni ca atacant. Ai dat gol în minutul 90. Minutul 90 cu Iugoslavia, pe Steaua. Jucai încă atacant, așa e. Jucam 2-1 atacant. 2-1. Am fost la meci. Am 2-1. Am fost la debutul tău, după care următoarele două meciuri le-am prins în Algeria cu voi. Am fost în cantonament. Da, dar mi-aduc aminte. Eram tine, da. Ultima chestie, povestește-ne ceva amuzant din cariera ta, un episod. Ceva ce, de care ți-aduce aminte, poate fi povestit și povestești. Treaba cu banii, treaba cu banii care deja e, a fost cel mai amuzant. Este cel mai amuzant de departe. Treci de la o etapă la alta. Pentru cei care nu știu, știu că o povestești de... Nu știam că asta vrei să povestești. Dar nu, asta e ce... Deci aveai niște bani luați, pentru cei care n-au văzut niciodată povestea. Era o primă, jucasem cu FC Bruji, eliminasem din Europa League. A fost o primă de 65.000 de dolari. La sac. La sac. Sac de la de rafie, de pânză, de care nu, era? Sac de ghete. Sacul ăsta de ghete, Nike, știi? Ah, ok, da. Și aveam, luasem banii, era Flaviu Stoican în dreapta. Da. Aveam toate actele în sac, pașaport. Și acum îți dai seama, fericiți, era chiar la început. Fericiți, plecând de la bază de la Shakhtar până la Donetsk, erau vreo 20 de kilometri, 25 de kilometri. Dai seama, fericiți, tineri. Ce facem, unde mergem, tot felul de astea. Am ajuns la, acum spun cât mai rapid ca să... Da. Am ajuns la intrare în oraș, la Donetsk, erau trecere de pietoni. Am oprit, ca un bun conducător auto, să dau prioritate, da, unei persoane să treacă. A trecut, trecerea ei n-a fost foarte rapidă, a fost mai lentă decât așa. Am deschis ușa să mă dau jos. Să-i grăbesc puțin trecerea, așa. Mi-au căzut banii pe jos. Florea, Daniel Florea cu soția lui, erau în spate cu mașina. Da. N-au văzut. Cum am văzut, eu am văzut și el că au picat. Am ajuns acasă, l-am lăsat pe Flavius acasă, stăteam în același bloc, scară diferit. Am ajuns acasă, banii. Nu sunt banii. M-am întors înapoi repede acolo, mi-am dat seama că am pierdut banii. Wow. L-am sunat pe Stoican. Ți se tăia picioarele mai rău decât la Barcelona pe gata. Îți dai seama că nu te simți foarte bine să pierzi așa, da. Ce ai zis, îmi pierzi, ok. L-am sunat pe Flavius, l-am sunat pe Marica, pe Florea, Daniel Florea, au venit toți acolo, lângă mine, la suferință. După vreo 2 ore de suferință, am zis, băi, gata, hai, mergem acasă, că asta e, i-am pierdut, facem alții, ce să facem? Dar mă supăra felul cum mi-am pierdut. Da, că puteam să fac, dar e felul cum mi-am pierdut. Și acum la 2 metri de mine era un tomberon de ciment. Și acum Daniel Florea îmi zice, Cosmine, vezi că aici sunt bani.
Aici e sacul, nu banii. Da. Eu am, îți dai seama, am dus, am luat sacul, era destul de greu. Și până l-am desfăcut, din 6 pachete am văzut doar 5. Foarte mulțumit, mi-am luat sacul, i-am dus pe toți acasă, am făcut o petrecere și s-a uitat. Dar asta spun că a fost o chestie incredibilă. O ultimă întrebare și scurt, răspuns scurt cu da sau nu, atât aștept de la tine. Okay. Punea bine David Guetta manele? Cine? David Guetta, DJ-ul. DJ-ul, da. Punea bine manele. Da. Mulțumesc mult de tot, Cosmin Bărcoan. Îți mulțumesc, baftă mult, îți doresc să-ți găsești echipă și să faci lucrurile pe care ți le-ai propus. Să fii sănătos pentru asta. Vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit. Ne vedem mâine dimineață la 91 minut la GSP Live. Nu uitați însă peste zi www.gsp.ro pentru cele mai importante știri din sportul românesc, din sportul mondial. O zi bună!